Bună ziua, stimați spectatori, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune din ciclul intitulat Excelența ale satului Vasluian. De data aceasta avem bucuria să-l avem în locul nostru, pentru dumneavoastră și pentru toți cei care vor să fie informați, pe domnul primar al comunei Dăleni, care îi spuneți bine ați venit, domnul primar, în emisiunea noastră. Vă mulțumesc mult că m-ați invitat în emisiunea dumneavoastră, că ne vizitați cu regularitate și putem transmite cu această ocazie tuturor cetățenilor și tuturor celor care au ramuri aici în comuna Dăleni, numai bine. Domnul primar, dată fiind situația vase generală din țara noastră, cea privind criza aceasta națională, să spunem așa, economică financiară, poate ar trebui să începem cu cei greu. Dar pentru că emisiunea se intitulează Excelența ale satului Vasluian și noi știm că așa este la dumneavoastră în comună, v-a rugat să ne vorbiți într-o primă fază despre comunația asta dumneavoastră, cunoscută de multă lume, dar pentru cei care presupune că mai sunt și nu vă cunosc foarte bine, să o prezentați în câteva cuvinte. Ce putem spune despre comuna Dăleni? Este o comună frumoasă, așezată pe dealurile Vasluiului, o comună pitorească, cu oameni harnici, cu oameni care din vechime vin, încă de pe vremea lui Ștefan cel Mare, vin și au construit această frumoasă comună. Eu încerc să contribui la aceste lucruri alături de ei, cu drumuri, cu apă, cu tot ce putem face, însă ei sunt cei care au creat aceste lucruri. Avem în comuna Dăleni, după cum știți, zic eu, mă mândresc cu cea mai frumoasă mănăstire, Mănăstirea Mureni, care poate fi vizitată și ca punct turistic și ca un loc de reculegere pentru cei care se gândesc la Dumnezeu și la cele sfinte. De asemenea, acolo pot să și stea o zi, două, trei, în funcție de posibilitățile lor. Domnule, este foarte bine că ați început cu spiritualitatea, nimic fără biserică, nimic fără Dumnezeu, cum se spune în general. Am avut bucuria să venim pe drumul acesta, pe care noi îl știm din față, să spunem așa, excelent la această oră, betonat, unde să mai fac drumuri așa betonate. De regulă se pune un strat de două de asfalt și cu asta s-a finalizat. Cum ați reușit? A fost un efort al nostru, al Consiliului Județean, zic eu, un început, pentru că va trebui să continue. Eu am discutat cu domnii la Consiliul Județean, au spus că ne vor ajuta în continuare să putem termina acest drum. Este un drum, într-adevăr, cum spuneau în general oamenii, un drum strategic, pentru că și greutățile pe care le întâmpini într-o asemenea zonă sunt diferite față de zonele care nu au deal, care nu au probleme de genul ăsta. Și într-adevăr, drumul a fost făcut și după o iarnă destul de capricioasă, văd că a rezistat foarte bine. Nu s-a văzut nicio defecțiune la el. Cât de gros este statul de beton? Și este strategic în sensul adevărat sau da, nu? Da. Da, este strategic pentru că această comună este legată de acest drum. Deci dacă acest drum n-ar exista, nu ar fi o cale de acces. Betonul are 20 de centimetri grosime, este turnat cum trebuie, are scurgerea apelor pe șanțuri, în așa fel încât să nu afecteze structura drumului. În ceea ce privește proiectele, stimate domnule primar, telespectatorii noștri au fost informați de-a lungul timpului despre eforturile și reușitele făcute de dumneavoastră, de Consiliul, de Comună în general. Am dorit să știm, să ne informați, pe scurt să spunem așa, starea și stadiul actual al acestor proiecte importante. Eu aș putea să le număr fără probleme, dar este datoria domniei voastre. Da. Deci, în primul rând, trebuie să vă spun că merg mai greu. Din cauza crizei, din cauza problemelor apărute în economia românească, merg un pic mai greu, toate sunt în curs de finalizare, se vor finaliza, avem speranțe că apa și podurile și podețele din cadrul proiectului din Ordonanța 7 îl vom termina anul acesta, astfel încât Comuna Dăleni să beneficieze în toamnă de apă. Așa sunt speranțe, mi s-a promis că într-adevăr proiectul fiind într-o stare avansată, deci vom primi și fondurile necesare pentru finalizarea acestea.
Costul total? Costul total, total este de 40 de miliarde de lei vechi. Costul total este maxim aprobat prin ordonanța 7. De asemenea, avem gazul, deci aducțiunea cu gaz metan, unde am început branșamentele. Se va, așa cum am promis în primăvara acestui an, zic eu că va arde prima flacără în comuna de Lemn. Mai avem acum în derulare foarte multe proiecte legate de fonduri europene. Este vorba de măsura 3.2.2 pentru dezvoltarea satelor. Avem câțiva kilometri buni de asfalt pe care începem să-i executăm începând cu luna viitoare. Astfel, până în toamnă, cum avem contract, va trebui ca în comuna de Lemn să existe 6.450 de metri de drum asfaltat. Avem și aducțiune cu apă și canalizare în unele din satele componente ale comunei, tot prin același program. Buldoi excavatorul, pe care vă rog să îl filmați pe acela, să vedeți că avem un buldoi excavator performant la primăria de Lemn, tot prin acest program. Și mai avem și pentru infrastructura socială. Domnul primar, trebuie să recunosc în fața telespectatorilor că nu suntem la prima noastră întâlnire și de asemenea să recunoaștem că toate au fost pozitive și am eu speranța că de-a lungul timpului a reușit această echipă a Televiziunii Vaslui să relevăm numai ce a fost pozitiv. Pentru că de celelalte nu ne-am ocupat. Nici nu dorim să ne ocupăm. Știm, în schimb, despre un proiect despre care nu ați amintit nimic acum. Și este vorba de Parcul Ioroian. Este unul dintre cele mai, să spunem, mari, performante și este o realizare pentru viitor. Da. În ce stadiu se află aceasta? În ce stadiu se află? Mi-este greu să spun ce se va întâmpla. Parcul Eolian este prevăzut pe dealurile de Lemnului, un număr de 50 de eoline. Problema este a investitorului. Vom vedea în funcție de măsurătorile pe care le fac în momentul acesta dacă se pretează sau nu. Sunt oare ce estimări în sensul acesta? Eu sunt convins că 90% se va realiza. Sunt estimări, suntem chiar la limită, nu a fost un vânt foarte bun, prielnic pentru eoliene în acest an, dar eu am speranța că în ultima lună de monitorizare vor crește un pic vânturile și ne vor ajuta să putem realiza acest parc. Eu am discutat în continuare cu responsabilii proiectului acestuia și mi-au dat speranțe mari că într-adevăr se va realiza așa cum am discutat până acum și cum ei și-au făcut planuri. După cum știți, au făcut mari cheltuieli aici, au făcut ridicări topo care au costat câteva miliarde bune, au făcut cheltuieli legate de contractele cu posesorii de terenuri, au făcut cheltuieli legate de infrastructura necesară și zic eu că sunt avansați și vor continua. Am înțeles că în unele parcuri au început să renunțe acolo unde nu erau foarte avansați. Norocul nostru este că am fost primii, zic eu, și cred că vom realiza această investiție. Această investiție ar rezolva problemele comunii în mare parte, pentru că o parte din sumele pe care societatea constructoare le va avea vor veni către primăria de Lemn.